reguli foarte importante pentru creștinii care merg duminica la biserică. Să te ierți cu toți cei din casă și din societate. Să duci un mic dar la altar, un pomelnic, o lumânare, o prescură, un pahar de vin, ceea ce poți. Prin acel dar pe care îl duci tu la biserică, se binecuvintează casa ta căci îl dai jertfă lui Dumnezeu. Să mergi mai de dimineață, ca să ajungi să te poți închina în liniște și să alegi locul fără să deranjezi slujba. Bărbații stau în dreapta, femeile stau în stânga. Aceasta este ordinea așezării credincioșilor în biserică și vârsta stabilește ordinea așezării. În față stau femeile și bărbații mai vârstnici, iar cei mai tineri în spatele lor. Între bărbați și femei se lasă o cărare în mijlocul bisericii ca să poată merge la altar cei care vor să se închine și să ducă darul. Nu vorbești în biserică, este mare păcat. Doar dacă este neapărat nevoie poți spune ceva, dar numai în șoaptă sau prin semne. Nu ieși înainte să se termine slujba. Dacă ieși înainte de terminarea slujbei, ești asemenea lui Iuda, care a ieșit de la cina cea de taină și s-a dus să-l vândă pe Hristos. Doar urgențele justifică încălcarea acestei reguli canonice. Nu săruți sfinții pe față. Când te închini la sfintele icoane, este păcat să săruți sfinții pe față. Dacă sfântul este pictat în picioare, îi săruți picioarele. Nu te mai duci să te închini după ce preotul a dat binecuvântarea de liturghie, pentru că îi tulbură pe cei care vor să asculte sfânta liturghie. Nici darul nu-l mai duci, îl vei da cu lumânare și cu prescură la sfârșit. Stai în genunchi când se cântă, pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm. La fel la acțiunul Maicii Domnului și la Tatăl nostru. După împărtășanie nu mai săruți mâna preotului sau sfintele icoane. Cei căsătoriți care vor să se împărtășească cu preacuratele taine trebuie să păzească curăția în familie măcar 3 zile înainte, iar după măcar 2 zile. E anafură pentru cei de acasă. Cel ce a venit la biserică se cheamă apostolul familiei. El trebuie să ia sfânta anafură pentru toți cei din casă. Cum ieși din biserică? Când rostește preotul cu pace să ieșim într-un numele Domnului și sfârșește liturghia, faci 3 închinăciuni în mijlocul bisericii și mergi acasă. De la biserică nu te oprești până la ușa ta. Acasă spui rugăciunea cuvine-se cu adevărat la sfintele icoane și, stând la masă cu familia, povestești ce ți-a rămas în cap de la slujbă și de la predică. După ce ai stat la masă, te odihnești, apoi te duci să faci vizite celor în necaz, bătrâni și bolnavi. Le duci, dacă poți, un dar cât de mic. Așa să ne ajute Dumnezeu.